Vorbim astăzi despre uleiurile esențiale, cum le utilizăm și cât de importante sunt ele pentru sănătatea noastră. Invitata mea de astăzi este Cristina Mihai, terapeut holistică. Bună ziua Cristina, bine ai venit! Bună ziua Madalina, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Ce sunt uleiurile esențiale? Păi, dacă ne referim strict din plantă, ele sunt esența vitală, de-aia se numesc esențiale, că sunt esențiale vieții unei plante. Sunt uh, niște substanțe lichide care nu se amestecă cu apa, nu nu se nu se nu amestecă. Da, nicio fel ele de sunt folosite așa. De aici denumirea ulei. Deci au pus ulei doar pentru că nu se amestecă cu apa, dar nu are nicio legătură cu uleiul vegetal, uh, gras. Sunt foarte diferite. Acesta este eteric, se mm, se evaporă, iar acela gras nu se evaporă niciodată. Cum le folosim? Pentru ce le folosim? Sunt o grămadă de întrebări, dar aștept să-mi răspuns la ele. Da, păi le putem folosi în foarte multe moduri, dar cele mai întâlnite, cele mai des întâlnite sunt aplicarea topică, respectiv pe piele, pentru a fi absorbite de piele. Tot ce punem noi pe piele, în caz de fac o paranteză, poate nu știe toată lumea, este absorbit în proporție de 60%, cu aproximație, în funcție de dacă există blocaje sau nu pe, pe pe piele, pe epidermă. Așa. Um, prin inhalare. Și inhalarea are și mai multe moduri. Pot să pun în palmă, să inhalez din palme, pot să pun în difuzor și să. Uh, inhalez difuz de acolo. Da, exact. Uh, pot să pun în baie, în apă, în cadă și atunci. Uh, pentru că e și cald, cumva se dispersează foarte ușor. Acolo nu știu exact să explic cum se dispersează, dar se dispersează și vin și pe piele, dar și în Deci facem și și. Și, bineînțeles, există și varianta internă, modalitatea internă de a le lua intern, dar doar de la o anumită companie. Anumite companii care uh, produc uleiuri uh, pure. Deci să fie cu 90% puritate. Dacă vorbim de cele din pe care le întâlnim la 5 lei, 10 lei alea nu sunt uleiuri pure, decât în procent de maxim 5%. Adică trebuie să aibă o calitate foarte bună. Da, Și mă exact. gândesc că și cu sfatul unui medic sau al unui specialist, nu, bănuiesc că nu luăm noi chiar așa... Da, într-adevăr, ideal e să, să ai un îndrumător, cineva care să te ghideze cum să le folosești, în momentul în care decizi să te tratezi, să-ți tratezi anumite simptome prin această terapie. Să luăm pe rând. Ce am putea să tratăm? La ce ar fi uh, bun un ulei esențial dacă îl aplicăm pe piele? Dacă îl aplicăm în uh, apa în care facem baie sau dacă îl inhalăm? Așa, să dăm câteva sfaturi, câteva... să vedem ce sunt ele uh, utile. Chiar câteva dacă, nu știu dacă exemple. o să ne ajungă 25 de minute, dar așa, cât de cât. Exact la asta mă gândeam când ai pus întrebarea, că... Ai zis la ce sunt bune, dar la ce nu sunt bune ar fi întrebare de fapt corect. Este mai simplu așa? Da, dar nu aflăm esențialul. <laughs> da. Deci sunt, eu le-am integrat, le folosesc din 2017 și le-am integrat efectiv în tot. În viața ta. Da, în alimentație, în igienă, în îngrijire corporală, în curățenie. La animăluțe, la copii, la... am înlocuit medicamente, am înlocuit diferite uh, condimente, chiar. Deci, lista ar fi foarte lungă, de aici aș putea să dezvolt fiecare parte. Dezvoltă câte puțin, așa că. Câte cu... puțin, da? Bun. Ca să ne ajungă timpul Păi, să zicem că um, e răcit copilul, adică are simptome de genul, îi curge nasul sau um, îl deranjează gâtul. Și atunci. Poate nu vrea să ia siropelul, poate nu vrea să ia ceva, eu nici nu rezonez cu, cu tot ce înseamnă chimic, dar hai să zicem că îi dă cineva siropel natural, și poate nu vrea, și atunci găsesc o altă modalitate, respectiv îi fac niște geleuri în care pun ulei care, predestinat pentru acea zonă, care să trateze exact zona respectivă. Cu anumită plantă Este compoziție. o combinație, A, o da? O combinație. Însă, zicem, o combinație dintre cuișoare, cu scorțișoară, cu uh, lămâie, uleiuri din categoria asta, așa. De iarnă mi se par mie așa. Când le înșir, mie mi se pare că mă duc cu mintea Când la Crăciun. Când cuișoare, da, te da. direct la Crăciun. Bun, asta ar fi o variantă. Altceva. Um... În baie, de exemplu, pentru relaxare, da. folosim o combinație, nu știu, poate cu lavandă, cu mușețel, ceva liniștitor. Ca să, pentru că ele nu se amestecă cu apa, ca să le dispersăm totuși, folosim sare de baie sau bicarbonat de sodiu. Picurăm în sare de baie sau în bicarbonat și după aia punem în apă, pentru că altfel riscăm, intrăm și cât, acele câteva picături vin direct pe noi și n-am făcut nimic. E ideal să fie cât mai mult, împrăștiat. Cât mai împrăștiat, da. <laughs> da exact. Și ajută și la piele, și la confort, și la relaxarea da? minții, adică contribuie doar local. Deci, este inhalate. tot, exact cum spuneai, da. Uite, hai să-ți dau un exemplu cu portocala. Când îți o portocală, mirosul acela, uh -huh. ăla e uleiul esențial. Sunt săculeți mici, mici, mici de ulei esențial care ajung în uh, nas, în, intră în sistemul limbic, la creier îți transformă informația, zicem ce frumos miroase, ce plăcut. In, instant îți dă o senzație de bine când simți mirosul de portocală. Coric. Măcar puțin. E, dacă avem sticluța cu ulei esențial de portocală, putem să avem acces oricând. Și în mâncăruri, și în... Uh, și seara, chiar îți dă este are o inteligență proprie acest ulei, cumva știe să să lucreze. De acolo și inteligența uleiurilor esențiale cum găsim din da, acesta această da, 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 tot, Da, da, da exact. Uleiurile nu sunt doar așa simple uleiuri, sunt și inteligente, nu? <laughs> că le putem de spune ce? așa. De ce? Pentru că planta are are și ea propriul ei scop, are propria ei structură de creștere. Deci e o inteligență acolo, nu e nu stăm noi să o construim, există o inteligență proprie. În momentul în care extragem esența din acea plantă, evident că luăm cu toate calitățile și proprietățile de acolo. Și, dacă tot am ajuns pe subiectul ăsta, o să fac o încă o paralelă pe care o consider utilă. Ce face uleiul într-o plantă? El poate să treacă de membrane, de pereți celulari, poate să treacă pe oriunde, să. să, să să cum se numește când se, când se face o rană, o încheagă, cicatrizează, să cicatrizeze, uhum. face foarte 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 multe lucruri într-o într plantă. Pe lângă asta, are și capacitatea asta de a revenim la partea de inteligență, da? De exemplu, la roșii, roșiile planta toată cu totul, elimine, liberează niște ulei care are un miros atât de um, deranjant pentru vieți, că ele nu se vor apropia. Asta e un exemplu. Alt exemplu ar fi cu uh, plantele din deșert. Ai, bă, cred că știe toată lumea că sunt uh, mai rare, mai împrăștiate. Așa. Da, da, da. De ce? Pentru că ele se, deja se, se nasc, să zic așa, cu... Informația asta că nu le, ajung, nu le ajung nutrienții, nu le ajunge apa, nu au tot ce le trebuie acolo Și atunci trebuie să fie independente și să, să se concentreze pe supraviețuire Și ce fac acele plante? Păi eliberează uleiuri de jur împrejur ca să devină pământul infertil în jurul lor Deci nu se poate, chiar dacă ar vrea să iasă o plantă acolo, n-ar putea și încă. țin la distanță și anumite exact. bă, da. Da, da. vietăți. Da, da. Fi, deci fiecare plantă are povestea ei. Aș putea să vorbesc despre multe, dar n-are rost să zăpăcim acum lumea și nici pe tine. <laughs> nu că sunt atât de frumoase informațiile <laughs> și atât de utile încât eu să avoresc tot ce spui. Ah, fii atentă că mi-am adus aminte încă ceva. Uh, noi, oamenii, suntem formați 96% din uh, 5 elemente. Restul mai sunt, dar în proporție mică. Astea predomină: carbon, hidrogen, oxigen, sulf uh, și nitrogen. Uh, parcă nitrogen, dar nu mai știu. Ultimul, tot timpul, lui, că e, e și într-un uh, procent mai mic. Un procent foarte, foarte mic. Da. Um, astea cinci elemente se regăsesc într-un procent foarte, foarte mare, aproape la fel de mare, și în plante. Deci, foarte asemănător. E dacă în ulei, scuze, nu în plante, am vrut să zic că în ulei. Dacă în ulei, tot carbon, hidrogen, oxigen, da? Și la noi la fel, 96%. Deci e compatibilitate foarte mare. Dacă acel ulei face acele minuni într-o plantă, evident că va face același lucru și în corpul uman. Înțelegi, mie mi se pare foarte interesantă treaba asta. Cu cam... Eu eram sceptică, eu nu înțelegeam ce e cu sticluța asta, ce poate să facă și am intrat în chimie, profunzime. Da, în profunzime, exact, ca să înțeleg și dintr-o dată nu mai cred în uleiuri, acum știu că ele funcționează. Le <laughs> da, exact. Ele au fost încă din antichitate folosite da, da. la un alt nivel și iată da. că plantele au fost îndrăgite și folosite încă din cele mai vechi timpuri. Acum noi folosim tehnologia și am ajuns la aceste uleiuri pe care le găsim în sticluțe, dar mulți dintre noi nu cunoaștem adevăratul sens al lor sau adevărata bogăție pe uh -huh. care nu poate transmite nouă. Iată, pentru o răceală poți folosi pe, pentru cei mici uleiuri esențiale. Da. Pentru noi, cred că sunt într-o paletă mult mai largă da, suntem adulți și atunci le, le putem folosi într-o mare măsură da, e să știi că ele sunt destinate și copiilor și adulților și animalelor dar procentul de diluție face diferență, ele se folosesc scris? diluate uh -huh. îl găsești scris adică procentul pentru afecțiune, pentru ceva anume îl găsești scris, pe, îl găsești. dar pentru că avem norocul nu știu cum să zic, că suntem norocoși să avem un om care a vrut să facă, să, să, să ofere dezvolte. atât de multe informații și a creat un grup foarte mare care a explodat efectiv câteva sute de mii de membri. Acolo sunt informații, toate găsești informațiile, toate informații. tot, tot. Deci, cine nu e pe grupul ăla și nu e destinat doar echipei noastre, ca zic așa, că noi suntem o echipă care se ocupă practic de îndrumare, de îndrumare holistică, lucrând pe toate cele trei planuri, da? Poate intra oricine, adică e deschis pentru toată lumea, pentru că bucuria noastră e să se extindă partea asta naturală de, de a trăi. Să fie mai aproape de noi, să o cunoaștem da, mai da. bine, să știm să o folosim mai bine. Dacă vreau să folosesc pentru o anumită afecțiune sau pentru relaxarea mea, trebuie să cunosc ce anume să-mi procur, da. ce anume să iau, cât să folosesc. Nu este așa exact. pur și simplu, mi-am luat o sticluță, am turnat-o în apă sau pe mine m-am toată cu sticluța și am rezolvat problema. Nu! Trebuie să și cunoști cum să le folosești. Da, tocmai de aceea sistemul ăsta, cumva copăcel, îi zic, piramidal, îi zic alții. Um, e Mie mi se pare, până acum aveam, aveam o reținere față de piramidal, tot ce înseamnă piramidal, cumva în mintea oamenilor a fost, a, dacă e piramidal, e, nu e de bine. Pentru că au fost foarte multe um, chestii făcute în trecut de astea, um, păcăleli, uh -huh. foarte multe. Adică oamenii trebuiau să se înscrie într-un sistem și um, plăteau o taxă, acea taxă se ducea la omul. Care înscria, nu la companie Și așa ne putem și da seama Dacă este o companie veritabilă sau nu Dacă banii de înscriere Se duc la om și nu la companie Nu este bine acolo Ceva e putret La noi în cazul ăsta nu se ajung Deci dacă cineva vrea să înscrie Plătește o taxă către compania respectivă Eu mă, mă ocup de îndrumare Te ajut E din om în om, ne conectează Eu de aia, de -aia mă bucur dintr-o dată de sistemul ăsta Pentru că mi-am hrănit foarte mult nevoia de apartenență pe care nici nu știam că eu nu o mai hrăneam de mult Mă simțeam foarte diferită, mă simțeam neînțeleasă, funcționam diferit de multă lume Iar când am început să mă conectez cu oamenii din, din zona asta, pe care erau deschiși pe terapia asta holistică Pe lucru cu sufletul, cu mintea și cu trupul, nu doar cu trupul am simțit efectiv că mi-am regăsit familia extinsă, ceva de genul ăsta. E mai mult decât hai să-ți dau un ulei să te ajut. Lucrăm, lucrăm, și, nu știu, te țin de mână virtual. Asta fac. Te, efectiv te țin de mână. Și Pot... când spun ulei esențial, nu spun doar pentru doamne și copii și domnișoare, spun și pentru bărbați, nu? Bineînțeles. Dăm păi un cum? exemplu, să zicem, că poate folosi un ulei esențial pentru păi... un bărbat ca să o pentru orice, absolut orice. Soțul meu, da? Așa. Care era și el un sceptic și... Lasă-mă cu nebuniile tale, asta era. <laughs> Lasă-mă cu nebuniile tale. Acum el recomandă. El e cel care... Mă sună de la birou. Uite, are X Z simptome, ce crezi că ar fi indicat? să-i recomandăm. Eu asta o boian, să zic. Și... Adică pe o simptomatologie sau pe ceva anume, un exemplu, ca să ne dăm seama că, um, poate pai... cine să folosească aceste uleiuri. E momentul să introducem partea de NMG, pentru da. că în, moment, în să nu mai zic momentul, în secunda în care aflu un simptom, caut emoția din spatele acelui simptom, stresul care a creat. Și atunci acel ulei acelul Labor, fiind totdeauna două, cel puțin, pentru că unul se va duce pe emoțional și unul va fi recomandat pe fizic. Uh -huh. Hai să căutăm cauza, să rezolvăm cauza, că se vor elibera restul. Înțelegi? E, nu, nu lucrăm doar la suprafață, intrăm în profunzime. Dăm un exemplu pe o afecțiune, să zicem, luată la întâmplare. Păi, cea mai recentă cu mine, cu gâtul, da. am făcut. Am simțit că mi s-a inflamat gâtul, pentru că uh, nu m-a abținut să-mi efectiv să spun niște chestii. Nu am vrut să le zic, nu era potrivit să le zic într-un anumit context. Ce a înțeles creierul nostru arhaic, cel care se ocupă de supraviețuire ca și informație? El aude binar, deci nu, și nu aude metafore, aude ad adică nu știe de trecut, nu știe de viitor, el știe de acum, aici și exact cum se aude ce auzit, nu poți să elimini, ți-a rămas ceva în gât, nu poți să elimini. Hai să necrozăm zona pe, ca să se facă mai largă. Și începe să necrozeze, dă efectiv dă trimite informație către organism să necrozeze zona ca eu să mă eliberez de acea, înțelegi? Să mă ajute. Și de aia am practic Îți dă semne ca deci... să știi ce să faci cu tine. Da, e. Emoțional e... vorbind, îți transmite local. Deci sunt, sunt două faze. Uh -huh. Faza 1, în care eu mă stresez, că mă stresez, vorba bine, e un mod de a te stresa, că nu, nu pot să-i eliberez. Deci, să zicem că m-a supărat cineva, sau uite, în parc mi se întâmplă să văd copii, poate îi zdrunge Druscați. și așa, și mie e milă și îmi vine să intervin și îmi dau seama că nu e locul meu să intervin, n-am dreptul să intervin. Și atunci cumva îmi rămân în gât cuvintele. Ceva de genul, da? Metaforic vorbind. Dar creierul nu înțelege arhaic asta. El înțelege, ți-a rămas ceva în gât și doar încearcă să ajute. Și comanda lui e să necrozeze. Bun. Și asta și atunci... e faza 2. Faza 2 când a trecut momentul e de reparație. El începe de fapt să repare. Deci când încep durerile, înseamnă că gata, a trecut acel conflict activ, stresul ăla. Suntem în siguranță și el poate să repare și va trece. Se poate pentru multe simptome, se Pot repara singure, fără nimic, nici cu ulei, nici cu nimic Chiar pot fi atât de fine doar prin simpla înțelegere de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat Dacă eu am înțeles că de-aia mi s-a necrozat gâtul, n-am avut, avut nevoie multă de, de tratament Am făcut puțină gargară cu o combinație de uleiuri, de care ți-am și zis mai devreme Am vorbit eu cu mine în capul meu, mi-am explicat, m-am gândit, ok, de la ce o fi pornit ai înțeles, Am înțeles, ai depășit exact. și atunci exact. Și exact. treci peste și, da, și de acolo a durat foarte puțin Ca să Cu nasul pățesc foarte des Pentru că adulmecăm situații noi Când ne curg mucișorii, așa cum zicem la copii E pentru că întâlnim situații noi, neașteptate Și care de cele mai multe ori nu ne convin Să zicem, când duci copilul la grădiniță primele zile Întotdeauna va veni înapoi cu mucișori, pentru că e spațiu Intră nou Într-un colectiv? Da, nu a vin mai fost niciodată. El adulmecă. Mm -hmm. e... Adică creierul hai, vorbesc, da? da? Deci da, creierul da, da, el, înțeles. e, sunt setările alea de bază, mm -hmm. ca să zic așa. Și în momentul în care el a venit acasă, s-a liniștit, a terminat cu adulmecarea, mucoasa nazală a fost, a fost, se subțiază, se descompune aceea, deci a fost îngroșată. Se descompune și cu urmăcișor. E doar faza de reparație după adulmecare. Foarte Dacă simplu. avem un ten uscat, o piele uscată, okay. e un sfat. Ce putem face? Uite, să zicem că eu am pielea uscată. Ce pot să fac? Să vin în sprijinul ei, să o ajut. Îți Mulțumesc rămâne și intern și extern? Da. Îți rămâne, îți rămâne așa un pic de piele uscată și pe pantaloni sau pe ceva? Uneori, da. La okay. membrele inferioare, uneori, da. Da, asta înseamnă că um, stresul care se ascunde în spatele acestei emoții este că te simți ca peștele pe uscat um, Nu-ți nu -ți găsești cumva locul unde ești um, O senzație de abandon poate um, E vorba de rinic, de tuburile colectare, colectare renale Și um, povestea de bază pe care o folosesc eu ca să înțelegem mai bine este... Um, când împing valurile, peștele, știi? Sau orice de. animalus de acolo din mare, îl împing și rămâne pe uscat. El începe să rețină apă și se usucă evident pielea, da? Ca să supraviețuiască până vine următorul val să-l ia. Și ce este Cam de tot asta tot? se întâmplă cu tine. Așa, deci tu și practic ce trebuie ai să fac? Intrat... Cu ce vin ca să ajut? Uh, să rezolvi problema? Să conștientizezi de ce simți lucrurile astea, de ce simți senzația asta de abandon, de ai simt... Te -a, te -a... Ca și cum te-a lăsat cineva, poate erai, colaborai cu cineva și te-ai simțit abandonată. că E vorba și de percepție. Deci nu neapărat că te-a abandonat un om. Poate efectiv poate ai simțit... Poate fi o situație. Da, e vorba de percepție, implicat, da. da. Așa, cauți cauza, te gândești, vezi dacă poți să schimbi ceva ca să-ți fie ție bine. Dacă nu poți să schimbi nimic, lucrezi pe acceptare. Asta e. Și aici ajută uleiurile cum. O combinație pentru partea de acceptare emoțional, să lucrăm, să acceptăm, sau dacă schimbăm, e mai ușor. Dar dacă nu putem, lucrăm pe acceptare. Din anumite plante, adică Din poți Din da anumite și exemple. plante, da. Păi, de echilibru emoțional sunt și brazii, sunt foarte liniștitori. Astea florale care ridică vibrația, florale adică trandafir, somie magnolie lavandă. Le da. combini și dai pe anumite zone ale pielii sau cum procedezi? Pui în apa în care faci baie? Păi sunt sau multe și, variante. Și... Eu când ofer aceste îndrumări, le dau efectiv o listă din care să-și aleagă. Poate să folosească pe zonele de puls, adică absorție... Aici, nu. Da. Pe, pe după urechi, avem pe, chiar și pe urechi avem zone reflexo, pe tălpi, pe absorpție bună și iarăși lucrăm pe organe pe ceafă, sunt multe zone. Și face o perioadă minimă, mai lungă sau cum Depinde simt, de, sau? de om. Depinde, depinde de, om. de om. Deci poate să dureze, la mine a durat odată două minute toată treaba și nu mai aveam nimic, nici gâtul nu mai avea nimic, efectiv. Adică atât de repede da, poate să acționeze. Uite, la, la măsele cel mai repede pentru că este anestezic uh, uleiul de cuișoare se se folosea pe vremuri de dentiști. Da, e bine că ai spus lucrul acesta pentru că suntem mulți care <laughs> da. ne confruntăm cu durerea de da, măsele. Da, imediat. Imediat. Și pui ulei de cuișoare, nu? Da, Pe Da, da, direct acolo, da. Vintele care doare. Ele să știi că se folosesc predominant diluate. Lumea uh -huh. se sperie inițial când uh, află prețul, pentru că ele sunt mici și par scumpe, dar nu sunt. Cu Lumea esențele, nu știe. Păi, esențele stai da. Uh -huh. Lumea nu știe că ele se diluează, că uite, pentru un bebeluș, de exemplu, o sticluță de 15 ml se transformă într-un litru și ceva de ulei pentru un bebeluș. La, la copii se folosește mai puțin, de am dat extrema asta. Așa că nu mai sunt Ele scumpe sunt concentrate, deloc. concentrate, dacă te gândești, sunt concentrate și automat că trebuie să le diluezi. Chiar ai povestit la începutul emisiunii cum pui în apa din baie, cum pui în mâncarea respectivă. cum Normal că dacă ai pune, nu știu, jumătate de sticlă, da, cred nu. că nu mai stă nimeni lângă tine, dar nu știu, nu mai ești ok. Cam 250 de picături aproape, aproximativ o sticluță mm -hmm. și... Fiecare o, la bebeluș o picătură se folosește la copil mai mare două, trei picături, depinde de situație Avem și interdicții? Cineva să zicem uh, dacă are sunt... o anumită afecțiune nu ar da. trebui, ar trebui să evite aceste uleiuri? Uh, nu neapărat să evite cât să le folosească mai uh, atent, deci nu există uh, Adică nu sunt uh, situații e. în care nu poți folosi nu niciun ulei sau uh -huh. uleiurile nu. în general Uite, îți dau exemplu de mentă, de exemplu dacă Um, există mămici care alăptează și vor să folosească menta Nu ar fi indicat pentru că se reduce lactația Și atunci menta te va ajuta în momentul în care vrei să te oprești din alăptat Da, poți folosi altului. ulei Bineînțeles, că o eucaliptus ajute, care da. seamănă Bineînțeles, da, ăsta e un exemplu da. Da, da, da. Deci nu nu le folosim chiar așa de capul nostru E indicat să ținem totuși cont de sfatul îndrumătorului De a existăm Adică suntem o grămadă care ne ocupăm cu partea asta. Am integrat noua medicină germanică, am integrat și scanarea cu bione-rezonanță Putem să aflăm efectiv totul despre, despre omul respectiv. O să ajungem și acolo. Uh, mai aveai o povestioare care ai spus că să-ți aduc aminte să o spui în emisiune Hai. cu uh, albina, albina. O, da, e lungă. E lungă, să știi. E lungă azi, mai deci... scurtă. Da, în... mai avem. Uh, oh, mai avem mai puțin de un minut. mi aș fi dorit să. -ți... Ai vreo povestioare mai scurtă? Um, astea, deci le-am zis pe astea cu Deci cu pe cele mai plantele, scurte, da, da Astea le-am zis, nu mai, pe cea lungă altă dată Că nu da, mai, a trecut da, timpul da, atât da, de da. repede, atât nu, de interesant e chiar, e chiar simpatică și, da, e, e postată pe Facebook-ul meu Dacă vrea cineva să o e, sau citească O pot găsi chiar acolo, am scris da Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune Mulțumesc Am aflat și eu. eu lucruri interesante Sunt convinsă că și cei de acasă Unii poate că le știau, alții poate că le-au pricepută acum, le-au înțeles. Te mai aștept și cu altă ocazie, și cu alt subiect, pentru că este o întreagă paletă aici, în tot ce îmi povestești tu de spus și de, de aflat. Da, mulțumesc, mulțumesc și eu, Madalina. Dragii mei, ediția de astăzi se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă și să fim sănătoși.